10 mai a reprezentat pentru o perioadă a istoriei neamului românesc ziua regelui și o importantă sărbătoare a monarhiei în țara noastră. La Muzeul Județean Teohari Antonescu din Giurgiu a avut loc astăzi, de la ora 10:30, simpozionul cu tema 150 de ani de la instaurarea dinastiei străine în România. În deschiderea manifestării, directorul muzeului, Constantin Buduru, a vorbit despre particularitățile socio-istorice ale venirii ca domn al principatelor române a lui Carol I de Hohenzollern. Acest moment, și istorici în general știu, a început cu demersuri făcute de către cei din țară, către Napoleon al III-lea și către Bismarck. În urma unor negocieri, contele de Flandra a respins această ofertă și s-a găsit înțelegere în Germania la Bismarck. Despre perioada în care România a fost condusă de cei patru monarhi ai dinastiei Hohenzollern a vorbit muzeograful giurgiuvean Mircea Alexa. Să nu trecem de la totul a fost negru. Sigur, monarhia nu e aia care am învățat-o noi în anii 60-70. Da, nici să trecem la un triumfalism, cum din păcate văd, totul a fost alb. Trebuie spus limpede și bune și rele, cu toate etapele. Monarhia nu e o chestie constantă, așa este. Are și ea etapele ei. Cu prilejul manifestării de la Muzeul Giurgiuvean s-a organizat o mică expoziție conținând obiecte ale casei regale. Printre cele mai importante exponate s-au putut admira sfeșnicul cu două brațe primit ca dar de nuntă de Regina Maria sau ceasul de birou aparținând regelui Carol I. Alături de organizatori, reprezentanții Muzeului Județean Teohari Antonescu și a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, profesori și iubitori de istorie, au fost prezenți la eveniment elevi din școlile și liceele giurgiuvene.